Înainte de întoarcerea sa, așa cum a promis Domnul Iisus, așa cum Dumnezeu a promis că se va întoarce pe acest pământ, ca să instaureze împărăția sa și ca cunoștința slavei lui să fie la fel după cum este fundul mării, așa cum spune Dumnezeu prin Isaia, fundul mării este presat de apele ei. El se întoarce, va fi, înainte ca să fie aceasta, el își pregătește calea ca atunci când va veni, nu cumva să arde oamenii și tot de pe el. De aceea, el a dat drumul la etape de judecăți în care el scoate la suprafață, judecă și face posibil întoarcerea lui. Altfel, încă o dată repet, este imposibil să se întoarcă și să rămânem întregi înaintea lui. El trebuie să-și pregătească o cale. Și în primul rând are de-a face cu copiii lui. Judecata se începe de la casa lui. Voi face o scurtă evaluare la ultimei trei îngeri care și-au revărsat judecata lui foarte fugitiv și ne ducem la a șaptea. Soarele. Soarele lui Dumnezeu astăzi frige cu putere. Ca focul frige pe oameni. Este îngerul al patrulea cu judecata lui și înțelesul este că adevărul lui Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu, despre Dumnezeu în sine, despre judecata care este, despre legea lui Moise, ea frige atât de tare că scoate la suprafață toate impuritățile, scoate la suprafață întunericul, scoate la suprafață lucrurile ascunse și pentru ele noi trebuie să ne bucurăm că le scoate, chiar dacă doare. Dar atunci când soarele acestea luminează locul întunecate, chiar dacă ele dor și chiar dacă aduc de la început răni dureroase, trebuie să-i mulțumim și să-l lăudăm pe Dumnezeu, fiindcă judecățile lui sunt drepte, sfinte, bune și pentru binele nostru. El urmează al cincilea înger cu judecata lui asupra tronului fiare. Și tronul fiare este religia cu toate nuanțele ei. Apropo, tot creștinismul a fost prins și el în duhul de religie și mulți din ei nici nu-și dau seama măcar de acest fapt. Ca urmare, împărăția stăpânitorului lumii acestea este umplută de întuneric și cred că noi încetul cu încetul intrăm și în etapa aceasta și trebuie să observăm ce înseamnă aceasta, fiindcă nu cred că ele încă sunt în marea lor vigoare. Al șaselea înger usucă apele râului celui mare Eufrat, care este un simbol al tuturor învățăturilor Babilonului. Toată lumea, apropo, toată lumea de astăzi este hrănită sau bea apa râului celui mare Eufrat, Babilonul, care sunt toate învățăturile și minciunile și filosofiile lumii acestea. Acesta e un simbol la ceea cu ce se hrănește lumea de astăzi. Este imposibil să deschizi un televizor, o emisiune, orice altceva să nu fie apa din râul Eufrat, din Babilon. Totul este plin, orice carte chiar astăzi este plin de această apă. Ca urmare, la uscarea, ca să fie pregătită, așa zis, calea împăraților, sunt eliberați trei demoni, trei duhurile, ca să aducă pe deasupra la toate ce mai este deja, să aducă erezii împotriva lui Dumnezeu și împărăției lui. Aceste erezii vor fi acceptate de slujitorii lui Dumnezeu, vor fi proclamate în adresa lui Dumnezeu, vor fi strigate și acceptate și ca urmare aceasta și este războiul Armagedon care se dă împotriva lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus va pune capăt acestui război cu suflarea buzilor lui. Astăzi vorbim despre ultima judecată care are să vină și va. Și eu mă așteptam că ea va fi puțin mai, știți cum, cumva mai moale. Va fi cumva mai ușoară. Va fi cumva mai, cumva mai simplă. Și nu a fost să fie așa. Nu fizic, desigur. Ea este cea mai tragică. Judecata aceasta este cea mai tragică,
cea mai dureroasă, și nu în termen firești, nu dureroasă în fizic, dar emoțional și spiritual, nu se compară, practic, cele de mai înainte. Și astăzi vom vedea de ce. Este ultima judecată și slavă Domnului că este ultima judecată, dar și timpurile ajung ca să fie împlinite și ultima judecată. De ce? Încă o dată, trebuie să ne bucurăm. Apropo, dacă nu crezi, ai un dezavantaj aici, dar eu cred că noi am intrat deja în perioada acestor 7 judecăți. Adică, nu că cred. Eu cred datorită la acele semne care sunt și la acel cuvânt care sunt descrise ce să aibă loc. Citesc pasajul de la Apocalipsa, capitolul 16, și încercăm să descoperim lucrurile care Domnul Iisus ne le-a lăsat aici. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh, adică cupa lui. Și a ieșit o voce tare din templu, de la scaunul de domnie, care zicea, s-a isprăvit. Și s-au făcut fulgere, glasuri, tunete și un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățele neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele sau insulele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau cât un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina păliturilor grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Aș vrea să insist, dar nu pot, dar credeți-mă, Apocalipsa, cartea Apocalipsa este scrisă exclusiv în termeni spirituali. Practic nimic ce este scris în Apocalipsa nu este la sens direct. Practic nimic. Practic niciodată când este vorba despre pământ, nu se are în vedere pământul în sine. De aceea trebuie să înțelegem că Apocalipsa este o carte scrisă în simboluri spirituale, vorbind lucruri spirituale. Toate cuvintele simbolizează ceva. Cuvintele, apropo, cuvintele acestei profeții, dar nu numai, ele stau într-o ordine oarecare în care arată sau dezvăluie evenimentele în ordinea lor. Îngerul al șaptelea, spunem, varsă judecata lui în văzduh. Cuvântul în văzduh sau văzduh arată lumea spirituală de care suntem noi toți afectați. Lumea duhurilor, lumea din jur. Noi folosim această expresie și noi putem să o înțelegem. De exemplu, în văzduh bântuie un virus. Și aceasta îl folosim și în sens care, sau în termeni care să ne afecteze fizicul nostru, dar și un virus de o informație oarecare. O altă este, în lume bântuie o veste, având în vedere ce? Doar noi nu o vedem, este în văzduhul acesta, bântuie o veste. Este lumea duhurilor despre care vorbesc și apostolii la Efeseni și nu numai, și Pietru. Cu alte cuvinte, lumea în care noi nu o vedem cu ochii, dar care ea are direct impact asupra vieții noastre, gândirii noastre și simțurilor noastre. Printr-o veste, ce are loc? Printr-o veste care va fi strigată din cer, care este s-a isprăvit sau s-a sfârșit. O veste care va pătrunde lumea aceasta, încă nu a fost, ea are să vină încă, ea va veni și vestea aceasta va fi ca un fulger. Ea va pătrunde pe acest pământ. Mulți vor începe să vorbească despre acestea, vor fi glasuri multe. Și tunete, cu alte cuvinte, lumea întreagă va începe să vorbească. S-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Vom vedea detaliile atunci. Tunete, va fi tunet, spune. Este un simbol al noutăților care răsună ca un tunet dintr-o margine a pământului până în altă margine a pământului. O veste ca tunetul. Și va fi un cutremur mare de pământ. Vestea aceasta care are să vină încă, va cutremura lumea întreagă, numai că de data aceasta, cu tremurul acesta, nu se va compara cu toate cutremurile care au fost până acum. Și asta, și niciun cutremur în Apocalipsa, nu este vorba de un cutremur seismic a pământului. Toate cutremurile din Apocalipsa au de-a face cu lumea spirituală sau cu lumea noutăților, așa zis. De exemplu, vă aduc trei cutremuri de pământ acum.
Hiroshima și Nagasaki. Ați auzit de cutremurul acesta? Noutatea aceasta a cutremurat lumea întreagă. Este un cutremur de pământ în termeni spirituali. Cernobâl. Ați auzit? A fost un cutremur care a cutremurat lumea întreagă. Septembrie 2011. A fost unul din cele mai mari cutremure din ultimile noastre. Și a cutremurat toată lumea și din momentele, din zilele acelea. Lumea niciodată nu a mai fost aceeași. Cutremurile de pământ de acest gen au fost multe. Și diverse, diferite. Însă cutremurul care are să vină va fi cel mai mare, cel mai puternic. Astfel de cutremuri nu au mai fost și nu vor mai fi niciodată. Ce este el? De ce el este așa de mare? Ce se întâmplă la acest cutremur, că el este cel mai mare și atât de puternic? Versetul 19 și Domnul Iisus spune, din cauza acestui cutremur, cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Cetatea cea mare este unul din simbolurile pământului întreg, Ierusalimul, casa păcii. Acolo unde trebuie să odihnească picioarele Domnului. Tot pământul întreg este un simbol al cetatea cea mare a lui Dumnezeu. În perioada acestei judecăți, lumea se va împărți în trei grupe mari de oameni. Cetatea se împarte, înțelegeți că despre oameni este vorba, tot pământul, toată omenirea, se împarte în trei grupuri de oameni. Prima grupă este neamurile și împărățiile lor. A doua grupă de oameni este Israel sau poporul lui Dumnezeu cel spiritual de astăzi și dacă ești credincios în Domnul Iisus și ți-ai pus încredere în El și ai făcut pe El ca Domn și Mântuitor, tu tot ești parte din poporul lui Dumnezeu identificat ca Israel. Israel mai înseamnă cel care se luptă împotriva lui Dumnezeu sau care se luptă cu Dumnezeu. Nu vă gândiți la națiunea Israel. Astăzi Dumnezeu sau din toate timpurile Dumnezeu a avut un popor, o națiune. Copiii săi în Hristos, care este Israelul astăzi, mai numim astăzi biserica. Și trei, Iuda, care va împărăți cu Hristos și va vedea fața lui. A treia categorie de oameni care este arătată în profeți și în toate timpurile. Apropo, toată Biblia, când citim despre lumea întreagă, este împărțită în trei grupuri de oameni. Neamurile, Israel și Iuda. De fiecare dată veți vedea aceste trei grupuri de oameni, până în Apocalipsa, aceleași grupuri de oameni rămân mai departe. Pentru două, care este gravitatea, pentru două grupuri din aceste trei, judecata aceasta va fi foarte, foarte, foarte grea. Prima, neamurile cu toate religiile lor și cu toți dumnezeii lor, care l-au respins pe Hristos ca împărat, vor descoperi tragedia cea mare, că până în zilele de astăzi i-au slujit direct lui Satan și l-au respins pe împăratul, care este veșnic împărat și care niciodată nu va dispărea. Tragedia aceasta va fi atât de mare în care la nimeni nu le va fi a crede. Cum adică? Că am fost sinceri. Mulți vor aduce argumente, dar eu din toată inima, exact, din toată inima, fiind amăgit, au fost și au slujit demonilor și dracului. A doua categorie care va suferi enorm de mult la venirea Domnului Iisus este ține de marea mulțime de credincioși în Domnul Iisus. Exact. Vor descoperi că ei nu vor moșteni cu Hristos. O mare mulțime care astăzi, din păcate fals, cred și au fost amăgiți de diferite învățători, așa zis, amăgiți din diferite surse, că ei și ei sunt moștenitori și ei nu vor fi. Vor descoperi în ziua aceea că ei nu vor moșteni împreună cu Hristos. Și o altă parte din creștinism, o altă parte din creștinism, vor descoperi, și mai tragic, că au rămas în afara îngenerii, în afara poporului Dumnezeu și vor fi parte din neamurile din jur. Pot să vă aduc argumente din profeți în care spune și este evident lucrul acesta. Tragedia știți care este.
că prea multă minciună este și mintea noastră este foarte grea să dă drumul la adevărul acesta. În perioada judecății a șaptea, de ce este atât de grav? Fiindcă în perioada judecății a șaptea totul devine clar. Cine și ce este? Cine și din ce categorie face parte? Totul devine clar, totul se descoperă. Iată de ce toată lumea, de fapt sfinții și credincioșii, așteaptă perioada aceasta cu gura căscată și se roagă, vino Doamne mai repede, fiindcă atunci totul devine clar. Fiecare își va identifica locul, starea, identitatea lui, dar nu din perspectiva convingerilor lui personale, dar din perspectiva Domnului Iisus care citește rărunchii și vede intențiile omului. Cum anume va face Dumnezeu ca să devină atât de clar acest fapt? Nu știu exact. Nu este scris exact. Poate să fie legat de o revărsare a Duhului Sfânt care este promisă prin Isaia și prin alți proroci. Poate. Poate să fie legate de învierea celor morți și schimbarea la trup a celor vii, ca în sfârșit să se descopere fiii și fiicele lui Dumnezeu, după cum descrie Apostolul Pavel la 1 Corinteni 15, nu sunt descrise detaliile acțiunilor, cu alte cuvinte. Însă evident este despărțirea omenirii în trei grupe de oameni. Interesant este că acest eveniment sau judecata aceasta sau despărțirea aceasta, care n-ar fi ea, sau în felul acesta cum va fi ea, nu se vede să fie legat de întoarcerea sau venirea Domnului Iisus. Acest eveniment este descris puțin mai târziu. Cu alte cuvinte, încă nu are însăși faptul venirii Domnului Iisus. Cel puțin nu se vede din acest text. La această etapă mai are loc ceva. Foarte interesant. Ce are loc? De ce Apocalipsa nu este o carte scrisă la direct? Dar în simboluri care vorbesc extrem de mult. Mai are loc ceva. La etapa aceasta, sau în ziua aceea, sau în perioada aceea. Vom vedea cum va fi. Cetățile neamurilor s-au prăbușit. Astăzi parcă nu avem cetăți, nu-i așa? Nu avem. Cetățile sunt un simbol al siguranței și protecției unui popor oarecare. Care este cetatea unui popor astăzi? Siguranța, protecția. Care este cetatea unui popor astăzi? Statul, guvernul, statele, guvernele, tot ce joacă un rol de siguranță a acestuia popor. Ele vor fi prăbușite. Ce înseamnă prăbușite? Nu știm exact. Cu siguranță că nu vor mai avea deja efectul lor sau influența lor, nu vor mai avea puterea lor. Vom vedea ce va însemna când va veni timpul. Un alt lucru se mai întâmplă. În momentul acela, Babilonul, curva cea mare, toate religiile, cu alte cuvinte, sunt scoase la suprafață, toate ascunsișurile, minciunile și mizerile demonice, fiindcă toate religiile au de a face cu demonii. Te rog, crede aceasta. Toate religiile, fără excepție, și acum mă refer la toate religiile, fără excepție, așa cum o descrie Dumnezeu, toate au de a face cu învățăturile demonilor. Nu are de a face, nu au de a face cu învățăturile lui Dumnezeu. Un al treilea lucru care în perioada aceasta va avea loc, sau în ziua aceea va avea loc. Toate ostroavele, cum este tradus, sau insulele, au fugit. Insulele, am cercetat mai mult să descoper ce înseamnă insulele. Insulele sunt un simbol al reperilor noastre, a exemplelor noastre, la cei de la cine noi luăm exemplu, la cine ne alergăm la ajutor. De ce, fiți atenți? Foarte multe biserici cu influență mondială sunt acele ostroave sau insule la care mulți credincioși se uită ca la niște exemple și la niște repere. Toate uniunile, asociațiile la care multe biserici îți găsești refugiu sunt niște ostroave și ele toate vor fugi, nu vor mai avea, nu vor mai rămânea să fie exemple pentru credincioși. Munții nu s-au mai găsit. Mulți din oameni s-au gândit că munții vor cădea. Astăzi, în lume, avem 7 munți mondiali.
7 religii mondiale. Nu știu dacă v-ați gândit sau dacă ați țineți minte, când am trecut și etapa aceasta de munți, avem 7 religii mondiale astăzi, una din care este creștinismul. Toate celelalte care, așa zis, secte, mișcări, ce n-ar fi ele, toate și-au găsit culcușul, umbra lor sub umbrela a uneia din aceste 7 religii mondiale. Toate aceste 7 religii mondiale au câte un împărat sau un fondator acestor religii. 5. O grindină mare ale cărei boabe cântăreau cât un talent a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina păliturilor grindinei, fiindcă pentru că această urgie era foarte mare. Grindina a început să cadă din cer. Greutatea care ajungea, greutatea unui talent, nu știu dacă voi cunoașteți, un talent cântărește aproximativ 36 de kilograme. Înțelegeți că nu despre grindină este vorba. Grindina în Biblie este un simbol al cuvintelor grele asupra omului. În această perioadă sau în această zi, Domnul Iisus va face clar deosebirea între adevărații fii ai lui Dumnezeu, aleșii lui, între poporul lui Dumnezeu și între cei care vor rămânea în afara împărăției lui. Aceasta este perioada. Această despărțire sau această evidență va fi așa de tragică ca o greutate de 36 de kilograme care cade peste cineva din cer. Este egală cu moartea. Plânsul și scrâșnirea dinților. Din acest moment, nimic, și aceasta este culmea. Din această zi, din acest moment, nimic, nimeni nu va mai fi în stare să mai schimbe nimic. Aceasta înseamnă s-a sfârșit. Nimeni nu va mai putea mișca absolut nimic. Totul devine clar. Dumnezeu toate lucrurile începe să le pună la locul lor. Totul se va descoperi. Fiecare își va lua locul lui. Dacă astăzi încă mai este timpul în care fiecare își determină soarta lui, atunci totul va fi determinat. În perioada aceea, în ziua aceea, soarta nimeni nu va mai fi în stare să o mai schimbe cu absolut nimic. Atunci totul va fi determinat și nimeni și nimic nu va mai putea schimba ceva. Oamenii vor începe să-L învinuiască pe Dumnezeu de nedreptate, dar va fi în zadar, că Dumnezeu nu este nedrept. Am ajuns în perioada, este adevărat, am ajuns în perioada în care Dumnezeu scoate totul la suprafață. Nicătând la aceasta, mulți astăzi se joacă cu focul. Știți de ce numim cu focul? Fiindcă Dumnezeu a zis că în ultimele zile, anume cu focul, va curăți totul. Anume focul scoate, știți ce scoate? Impuritățile la suprafață. Anume prin foc se curețe aurul curat și argintul curat. Din păcate, și aici, dacă reușești să deschizi urechea, te rog, deschide larg urechea și nu lăsa să treacă pe lângă tine. Prea mulți, din păcate, astăzi au luat-o ușurel și cu nepăsare și cu ignoranță toate preîntâmpinările de astăzi. Foarte interesant. Mesajul acesta l-am terminat de scris sâmbătă după masă. Prea mulți astăzi o iau prea ușurel. Dar cum spune Dumnezeu, tu nu poți să iei cărbuni în sân și să rămâi nears, neatins de el. Chiar suntem atât de naivi am ajuns ca să nu conștientizăm că Dumnezeu descoperă totul? Chiar am ajuns să fim atât de amăgiți, să nu înțelegem că Dumnezeu citește inima? Cine a reușit să ne amăgească, să ne gândim că Dumnezeu închide ochii la totul? Când am ajuns să credem că Dumnezeu va face o cale,
indiferent de starea mea, de percepțiile mele, de cuvintele mele, de acțiunile mele. Cine a ajuns să ne amăgească atâta? Numai nu Dumnezeu. În ziua care se apropie va fi totul descoperit, dar și fără posibilitate de schimbare. Chiar vrei ziua aceea să fie așa? Înțelegeți de ce Apostolul Pavel spune, nu mai vedeți, fiți atenți, ca nu cumva în ziua aceea să nu puteți sta în picioare înaintea Lui. Astăzi, am citit astăzi, cât se strigă, îndreptați căile Domnului. Am răsucit atât de mult căile lui Dumnezeu, ca pe orice cale a lui Dumnezeu, am răsucit într-atâta ca să fie pe placul nostru. Și l-am făcut pe Dumnezeu mincinos până la urmă. Că așa am făcut. Și mai ales credincioși. Astăzi sunt toate șansele să schimb totul. Astăzi sunt toate șansele să schimb totul. Și am făcut un test. Nu pe baza înțelepciunii mele, că n-am prea multă înțelepciune să fac teste, dar pe baza capitolului 5 în Matei am făcut un test. Ca să ne trecem pe noi înșine, prin testul acesta, să descoperim, suntem noi pe calea împărăției sau pe calea pierzării. Sunt 8 întrebări pe baza capitolului de la Matei, capitolul 5, ne numim noi fericirile. Dar întrebările sunt de altă parte. Și haideți să ne trecem pe noi înșine prin testul acesta. Prima întrebare. Ce caută? Înțelegeți? Cu alte cuvinte, întrebările acestea ca să ne răspunde la, sau să ne descopere, să scoată la suprafață starea mea personală, fiindcă nimeni nu poate să-ți răspundă pentru tine. Prima. Ce caută cel mai mult sufletul tău astăzi? Ce caută sufletul tău cel mai mult astăzi? Dacă nu râvnești, dacă nu ești flămând, ca să fii ca Domnul Iisus în gândirea ta, în simțurile tale, în faptele tale, în viața ta, nu vei moșteni și nu lăsa ca cineva să te amăgească. Dacă nu ești flămând după neprihănire, după căile lui Dumnezeu, după ca să devii așa cum este Domnul Iisus, nu vei moșteni. Cât de tare n-ai fi tu convins și amăgit. Nu ai nici o șansă. Nu sunt cuvintele mele. Nu te uita la mine ca și când eu promit ceva. Nu promit eu nimic. Domnul Iisus a spus, nu, unii sunt moștenitori, alții nu vor fi. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 2. Ce te întristează cel mai tare astăzi? Dacă nu ai ajuns să plângi pentru starea ta, pentru starea celor apropiați văzând degradarea lor, pentru starea credincioșilor din jur și lumea care zace atât de mult în păcat astăzi și în întuneric astăzi, pentru ce vrei ca să fii mângâiat când va fi Dumnezeu? Astăzi este greu să te bucuri când realizezi cu adevărat ce se întâmplă în jur. Este foarte greu să te bucuri. Sunt momente de bucurie astăzi, dar în mare parte, când vezi ce se întâmplă în jur, din perspectiva adevărului Dumnezeu, puține lucruri pentru ce să te bucuri. Este adevărat, material avem de toate. 3. Cum îți aperi drepturile? Dacă te-ai deprins să-ți aperi drepturile cu forțele proprii, cu cuvinte grele, cu certuri, cu vrăjmășie, blândețea este departe de tine. Nu vei putea moșteni pământul din nou. Fiindcă numai cei blânzi spune că vor moșteni pământul. De ce îi lasă că Dumnezeu să facă dreptate? Nu căuta la dreptatea ta. Mai bine dă de la tine. Dă în plus. Numai nu căuta la dreptate. 4. După ce informație se flămând sufletul tău? Cât de puternic aceasta. Fiul împărăției lui Dumnezeu
Știi ce caut? Să descopere viitorul lui. Să descopere împărăția, casa lui. Să descopere viitorul lui. Dacă stai numai în jocuri de telefon, calculator, dacă privești filme după filme, dacă stai în fiecare zi ca să descoperi toate noutățile care sunt pe Facebook despre toți prietenii tăi, și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este o plictiseală pentru tine, nu cum vrei ca să fii hrănit atunci când va veni Dumnezeu. După ce ești flământ, după ce ai informat, ce cauți în fiecare zi, care este râvna ta, care sunt întrebările tale, ce cauți tu azi? Flămânzeala noastră, știți, după ce trebuie să fie, după viitorul meu, după Dumnezeu, după cuvântul Lui, după hrana cea, pâinea cea tare care vine de la El. 5. Cum te porți cu alții? Dacă nu ai milă de cei din jur, judeci la fiecare pas, nici tu nu vei avea parte de milă. Oi, cât de mult astăzi suntem un fel omănoși, dar suntem educați, dar numai să nu te atingi cumva de partea aceasta. Că mila este departe de noi. Și numai dacă a făcut ceva, noi foarte repede îi găsim și argumentele și mai adăugăm de ce a făcut așa. 6. Ce porți în inima ta? Ce porți în inima ta? Ură, invidie, gelozie, dorință de îmbogățire, mânie, slavă, recunoaștere în lumea aceasta? Dacă porți în inima ta lucruri de acest gen, nu ai șansă să-L vezi pe Dumnezeu. Fiindcă numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. 7. Prezența ta aduce pace celor din jur sau disconfort și păcat. Cu alte cuvinte, influența ta. Știi ce fac? O caracteristică a fiilor lui Dumnezeu? Prezența lor e un fel de pace, un fel pașnici, chiar dacă cumva mai tai, dar pașnici, și știi ce mai fac încă ei? Mai fac pace între oameni și Dumnezeu. Ajută pe oameni să ajungă la pace între el și Dumnezeu, fiindcă Fiul lui Dumnezeu, El cunoaște căile lui Dumnezeu și El ajută și pe alții să cunoască căile lui Dumnezeu și prin aceasta El ajunge să facă pace între om și Dumnezeu. Știți ce anume aduce prezența noastră de multe ori într-un cerc oarecare? Invidie poate să fie, bârfă, certuri, mânie poate să fie. Dar aceasta este caracteristica nu Fiului lui Dumnezeu. Este caracteristica Fiului celui rău. El distruge. El ruinează. El face toate acestea. Și ultima. Și încheiem cu aceasta. Cât de mult ții la reputația ta? Cât de greș aceasta. Ferice, spune Domnul Iisus, când sunteți vorbiți de rău din cauza numelui meu, dacă de dragul ca să nu fii criticat, te rușinezi de adevărul lui Dumnezeu, nu le numești pe nume, nu știi cum. Ei, nu e nimic strașnic. Le ignori numai ca să păstrezi cumva relațiile. Și El se va rușina, spune în ziua aceea de tine. Iată de ce este atât de greu timpul, greu perioada aceea și ziua aceea. Noi ne așteptăm, știți, la ce? La grindină din cer, dar tu poți te ascunzi de ea. Dar în perioada aceasta nimeni nu se poate ascunde de această grindină. Fiindcă Dumnezeu nu pălește în carne. Perioada aceasta este diferită. Dar din perioada aceasta, totul se schimbă
Și niciodată mai mult nu va mai fi așa. Totul se începe abia să se împlinească promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut și niciodată încă nu au fost împlinite. O pace fără de sfârșit abia are să vină. Va fi un singur Domn și un singur Dumnezeu. Toți idolii și demonii pe acest pământ vor dispărea odată pentru totdeauna. Copiii lui Dumnezeu abia așteaptă să intre în slavă. Astăzi, adevărații copiii lui Dumnezeu trăiesc în rușine și în critică încă. La fel după cum este și Domnul Iisus. Testul acesta nu este o sentință. Trebuie să fii atent. Nu este o sentință, este numai o cercetare personală ca să-mi descoperi dacă sunt pe calea care trebuie. Testul acesta nu eu l-am dat, Domnul Iisus l-a descris, citiți-l la Matei capitolul 5. Dumnezeu va face o cale și va curăți totul, dar ai șansa și te rog acum. Ai șansa să schimbi totul. Destinul tău astăzi este în mâinile tale și numai cel care biruie până la urmă, acela va sta și el să-i vadă fața Domnului. Nu te lăsa amăgit cu nimic. Cu mâinile tale îți ruinez soarta, ne ruinăm soarta și cu mâinile noastre ne zidim viitorul. Totul este în mâinile noastre. Azi și-a spus Domnul, dacă vei sta până la urmă. De ce? Haideți să căutăm să ne întoarcem la toate căile lui Dumnezeu și să scoatem tot ce este spurcat printre noi. Totul să scoatem. Să-i aducem sfințenia lui Dumnezeu și căile lui care nu sunt grele de împlinit. Am fost toată viața amăgiți. Știi ce mi s-a spus mie odată în biserică? Când am citit un verset în care spune, în Noul Testament de Apostolul Ioan spune, ca și noi să trăim așa cum a trăit și el. Știi ce mi-a spus? Este imposibil. În biserică, vrei să spui că Dumnezeu amăgește? Vrei să spui că Dumnezeu spune minciuni? Vrem să spunem, să ne uităm, să citim în cuvântul Lui, să spunem, dar nu, că nu e posibil, că în El a spus că căile mele nu sunt grele și poruncile mele sunt ușoare. Ce a spus El nu este greu. Știi ce este greu? Să trecem bariera minciunii care a fost zidită aici și convingerile care le-am avut. Iată ce este greu. Dar este destul să dai drumul la sămânța aceasta. Sămânța adevărului lui Dumnezeu și cu toată încrederea, te asigur, bucuria și pacea care vine ca urmare este absolut de nedescris și ea nu are sfârșit. Doamne, ajută-ne ca să întâmpinăm ziua aceea care o aștept cu sufletul la gură. O zi în care se va lumina totul. O zi în care totul va fi pus la locul Lui. Și fiecare își va vedea identitatea din perspectiva Ta și nu din perspectiva omului. Doamne, mă rog pentru fiecare de aici. Te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus, pentru jertfa Ta cea mare, iartă-ne, curăță-ne, lasă, Doamne, ca focul Tău să arde într-atâta, ca să scoată toate impuritățile, ca nu cumva să ajungem să fim judecați împreună cu lume. Lasă, Doamne, să doară. Lasă să iasă sânge. Lasă să iasă tot la suprafață, numai să stăm în picioare atunci când Tu vii. Fiindcă din ziua aceea nimic nu se va mai schimba. Doamne, uite cu îndurare la noi astăzi, fiindcă strigăm la îndurarea Ta, strigăm la bunătatea Ta și la dragostea Ta, ca să ne ajuți, fiindcă Tu ai zis, Doamne Iisuse, că perioada aceasta va fi cea mai grea, o perioadă în care nu a mai fost și nu va mai fi niciodată atât de greu ca acum. Vrem, Doamne, să biruim, vrem să ieșim învingători, dar dacă nu ne vei da putere Tu, nu vom reuși. De aceea deschide mintea și inima ca adevărul Tău să pătrundă adânc, adânc, adânc
și El să fie cel care să fie o armă pentru noi. Fii Tu, Doamne, binecuvântat. Toate judecățile Tale sunt drepte, adevărate, sfinte, sunt bune. Doamne, împlinește-ți toate judecățile Tale. Mulțumesc, Doamne, toată gloria, toată slava, toată cinstea este numai a Ta. Mulțumesc, Doamne.